veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca. Haideți să luăm scripturile și să continuăm studiul biblic cu o altă familie, familia Isaac și Rebecca. Familia aceasta am intitulat-o familia care păstrează credința. Credința a pornit într-un mod special de la Avram și a continuat apoi prin Isaac la Israel și la poporul evreu. Și Isaac, dacă nu se evidențiază prin niște lucruri aparte, cu totul deosebit, se înscrie în Biblie ca un om care a păstrat credința primită de Avram, tatăl său, și a transmis-o mai departe lui Iacov, lui Israel. Este important să vedem aceasta pentru că se primește credința de către o generație. Și dacă generația următoare nu știe cum să primească credința de la părinți și să o transmită mai departe, într-o generație și poate ceva în următoarea și se pierde totul. Așa cum Biblia scrie în cazul lui Iosua, citim de exemplu în Judecător capitolul 2 cu versetul 7, poporul a slujit Domnului în tot timpul vieții lui Iosua și în tot timpul vieții bătrânilor care au trăit după Iosua. Și versetul 10 apoi, tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinții lui și s-a ridicat după ei un alt neam de oameni care nu cunoștea pe Domnul. Cu acea generație s-a stopat credința. Însă Isaac și Rebecca sunt o familie care duc credința mai departe. De aceea astăzi întâlnim expresia și va rămâne pentru veșnicie consacrată Dumnezeului Avram, lui Isaac și lui Iacov. Isaac fiind elementul de legătură. Haideți să privim mai întâi spre el și apoi o să privim puțin și spre soția sa, spre Rebecca și ceea ce este bun la ei. Și sunt câteva lucruri frumoase. Să le putem lua în dreptul nostru, pentru ca prin familia noastră credința să se perpetueze. Iar dacă vom sesiza și unele mici greșeli, să învățăm cum să acționăm ca să nu le mai repetăm și noi. Să privim mai întâi spre Isaac ca și fiul lui Avram și ca fiul lui Dumnezeu. Și apoi vom privi spre el ca soț al Rebecii și ca tata lui Esau și Iacov. Deci mai întâi ca fiul lui Avram și al lui Dumnezeu. În primul rând, Isaac a beneficiat de educația tatălui său Avram. Citim în Geneza capitolul 18, versetul 19. Zice Dumnezeu așa despre Avram. Căci eu îl cunosc și știu care să poruncească fiilor lui și casei lui după el să țină calea Domnului. Făcând ce este drept și bine, pentru ca astfel Domnul să împlinească față de Avram ce i-a făgăduit. Avram a fost un om care în perspectiva viitorului a implementat în copiii săi cuvântul Domnului. Și completăm cu un verset din capitolul 26, verset care îi amintește Domnul personal lui Isaac, 26:5. Pentru că Avram a ascultat de porunca mea și a păzit ce i-am cerut, a păzit poruncile mele, orânduielele mele și legile mele. Aceste trei lucruri, porunci, orânduieli și legi, Isaac le-a învățat de la Avram. Și pe baza lor a putut să ducă credința mai departe. Puteți să vă și gândiți puțin, nu era date legea și poruncile în felul celei date pe Sinai, ce fel de legi, orânduiri și porunci a avut Avram. Cum înainte de darea legii, totuși au fost legi, porunci și rânduiele. Avram le-a păzit și le-a lăsat ca moștenire lui Isaac și Dumnezeu i-a reamintit de ele. Pe lângă această educație, Isaac a beneficiat de niște experiențe. Mai întâi experiența nașterii sale. Citim în capitolul 17, versetul 19 și apoi 21. Dumnezeu a zis, cu adevărat, nevastă-ta Sara îți va naște un fiu și vei pune numele Isaac. Eu voi încheia legământul meu cu el ca un legământ veșnic pentru sămânța lui. Și versetul 21, dar legământul meu îl voi încheia cu Isaac pe care ți-l va naște Sara la anul pe vremea aceasta. Mai sunt și acum printre noi unii copii numiți prin făgăduință. Unele familii care n-au avut copii s-au rugat Domnului și Dumnezeu i-a ascultat. Sau alții care în timp ce mamele lor le-au însărcinat, au avut un cuvânt din partea Domnului, că Domnul are un plan special cu acel copil. O primă experiență pentru Isaac a fost aceasta. Nu doar că Dumnezeu i-a spus, la anul va naște, după 90 de ani când steara a fost stearpă, dar și numele și totul a fost dat prin această făgăduință dumnezeiască. Pe lângă această experiență de la nașterea sa, Isaac a avut experiența jertfirii sale, în ghilimele spus.
cea din capitolul 22. Acolo n-a fost o încercare doar pentru Avram. Copilul era deja mare. Copilul a dus lemnele în spate. Copilul gândea, l-a întrebat pe tatăl său, dar unde-i mielul pentru arderea de tot? Copilul, pentru că a fost o prefigurare a faptului că Domnul Iisus de bună voie s-a dat să moară, cred că Isaac cu adevărat a acceptat. Exact stările respective și sentimentele nu ne sunt descrise de Biblie, dar oricum a fost un accept al lui Isaac. Așa după cum despre Iisus spune Biblia în Filipeni 2:8, că a fost ascultător până la moarte. La fel și Isaac a avut această experiență a ascultării și a jertfirii. Apoi, pe lângă aceste experiențe care le-a avut alături de tatăl său Avram, după ce Avram a plecat la Domnul și a rămas Isaac să continue credința, a primit cel puțin două mesaje speciale de la Dumnezeu și ele sunt menționate în Biblie. Este important ca și copii sau ca ucenici să avem experiențe alături de părinții noștri sau alături de învățătorii noștri. Cum vom putea să transmitem o credință doar teoretică? O credință teoretică nu poate fi transmisă mai departe. Doar o credință cu experiențe poate să fie transmisă generația următoare. Și de aceea este bine ca copiii noștri să fie prinși în anumite experiențe. Să fie introduși până sunt cu noi în educație și experiențe dumnezeiești. Și Domnul să le acorde harul acesta. Iar apoi când vor fi mari, ca și Isaac, citim în capitolul 26, că a mai primit încă două mesaje speciale de la Dumnezeu, două comunicări aparte. În 26:1 citim că Isaac era într-o situație de criză, venise o foamete, cu frecvență se întâmplau în vremurile biblice și chiar acum, și nu știa ce să facă. Să rămână aici, să se coboare în țara Egiptului, cum s-a pogorât mai înainte Avram și mai târziu Iacob și ceilalți. Și scrie Biblia aici, versetul 2, Domnul i s-a arătat. Și i-a zis, nu te pogorâ în Egipt, rămâi în țara în care îți voi spune. Locuiește ca străin în țara aceasta, eu voi fi cu tine și te voi binecuvânta, căci toate ținuturile acestea ți le voi da ție și seminției tale și voi ținea jurământul pe care l-am făcut tatălui tău Avram. Îți voi înmulți sămânța castelele cerului, voi da seminției tale toate ținuturile acestea și toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta ca răsplată, pentru că Avram a ascultat și a păzit orânduielile de care vorbeam. Iată cum Dumnezeu se arată în mod special în momente de criză. Când drumul este întins, n-apare niciun indicator nou. Dar când apar la răscruș de drumuri la intersecție, Dumnezeu este credincios și se prezintă și ne vorbește. Nu știa ce să fac. Și nu doar că nu știa pe moment ce să facă, unde să găsească pâine pentru familia sa și robii săi, dar putea să apară îndoiala, cum știți că ne cercetează de atâtea ori. Dar cum? Așa e făgăduința Domnului că în țara asta trebuie să fiu, dar de ce în țara asta nu-i bine acum? Și atunci Dumnezeu i s-a arătat și a înnoit făgăduința Canaanului pentru Isaac. Tot ce a spus odinioară pentru Avram, Dumnezeu acum i-a spus direct lui Isaac. De aceea noi nu putem să avem credința părinților noștri. Făgăduințele date părinților noștri trebuie să ne se adreseze Dumnezeu direct nouă cu ele și noi să simțim aceasta. Ție și seminție tale și voi ținea jurământul. A fost vorba aici de o făgăduință cu jurământ, de un legământ în care Dumnezeu vorbea pentru el referitor la țara Canaanului. Oricum, cred că Isaac a rămas liniștit pentru vremea care a urmat. Știa, Dumnezeu mi-a spus să stau aici, mi-a asigurat viitorul, veșnicia, familia mea, neamul meu, sunt pe calea cea bună. Noi avem nevoie, în mod special, în anumite momente, să avem încredințarea de la Dumnezeu că suntem pe drumul cel bun, că Dumnezeu știe de noi, că suntem într-un legământ cu El, că Dumnezeu ce ne-a făgăduit este credincios. Fără aceste făgăduințe, cum spune Petru, am primit făgăduințele lui nespus de mari și scumpe. Dacă n-am avea făgăduințele, ce ne-am face? Da, știm, suntem încredințați
în legământ, stăm liniștiți. Chiar dacă lumea asta se răstoarnă, chiar dacă vine foame de sau vreo altă criză economică, suntem și noi acum în vremuri asemănătoare cu al lui Isaac. Dacă Dumnezeu spune, rămâi aici, că eu am în vedere în mod special cu tine lucrări spirituale, dar și în plan pământesc, fii pe pace, pentru că vedem că chiar material Dumnezeu l-a binecuvântat. O mențiune este totuși aici de precizat, versetul 5, pentru că Avram a ascultat. Vedeți, nu i-a spus direct, Isaac, tot ce ți-am spus e al tău, dar dacă mă asculți, i-a spus așa indirect, tot ce i-am promis lui Avram vreau să-ți dau ție, nu mă spun ceva, Avram a ascultat. Indirect i-a spus, așa rămâne în picioare și pentru tine legământul acesta, dacă asculți și tu. Da, i-a spus-o cumva așa, foarte frumos, foarte sensibil. A doua arătare, al doilea mesaj, citim de la versetul 23. Din nou Isaac ajunsese la o criză, a avut niște certuri de la niște proprietăți, de la niște fântâni. Și filistenii conduceau țara, el era un străin și exista riscul, cum spune Iacov puțin mai târziu în cartea Genesei, neavând decât un mic număr de oameni sub stăpânirea sa, să fie linșat poate de locuitorii aceleia. Doar nu era tribunal internațional ca la Haga acum, nici ăștia de la ONU sau de la NATO să exercite presiuni, ca acum să spună, băi, lăsați-l în pace. Puteau ei să facă ce vroiau. Și a avut un moment de teamă. Însă Isaac s-a retras, a pacificat cu ei și de acolo s-a suit la Berșeba, Domnul i s-a arătat chiar în noaptea aceea, din nou într-un moment special. Și a zis, eu sunt Dumnezeu tatălui tău Avram, adică ceea ce a avut Avram trebuie să ai și tu mai departe ca să devin Dumnezeul tău. Nu te teme, exact i-a vorbit Dumnezeu în modul cel mai concret. El avea teamă acum de filisteni, nu te teme, căci eu sunt cu tine. Te voi binecuvânta și îți voi înmulți sămânța din pricina robului meu Avram, iar îl sesizează că Avram este pricina. Isaac a zidit acolo un altar, a chemat numele Domnului și a întins cortul acolo și a avut și fântână și toate cele necesare. Iată cum Dumnezeu este nevoie din când în când, chiar dacă am încheiat inițial un legământ cu El și ne-a dat făgăduințe, să ni se mai arate. Să ne ofere ocrotire, să ne ofere binecuvântare și lucruri de care avem nevoie în timp. Poate nu vi s-a arătat Domnul de mult. Ridicați câte un altar la Berșeba și Domnul să vi se arate. Și să vă spună ceea ce aveți nevoie și cu ocazia spuselor sale să le și binecuvinteze. Iar noi să ne amintim de oameni ca Avram, să ascultăm de Dumnezeu ca și Dumnezeu să-și poată împlini făgăduințele față de noi. Cât privește relațiile cu oamenii, Isaac, ca unul care a trăit nomad ca și tatăl său Avram, a avut probleme și el în jur, cum le avem și noi. Cine stă la bloc are probleme cu cei de pe scară, care-s la casă uneori cu vecinii, ba la servici cu colegii, că de filisteni nu scăpăm, nu? Și el a avut treabă cu filistenii, filisteni avem și noi. Și citim aici, în versetul 14, avea cirez de vite și turme de oi și un mare număr de robi. De aceea, filistenii îl pismuiau. Știți care e regula? Dacă pocăiții au, îi bai. Că se merge pe diftonul că nu-i destul că avem cerul, mai vrem și aici drepturi. Au început să-l pismuiască. Puțin mai târziu, în alt verset 27, scrie, se confesează Isaac spunând, pentru ce veniți la mine voi care mă urâți și m-ați zgonit de la voi? A avut probleme de dușmănie cu cei din jur. Bar chiar l-au zgonit la un moment dat și Avram tatăl său a păzit. Ia-și nevasta și pleacă din țara mea. L-au scos și din moștenirea Domnului. Însă Isaac a tratat cu oamenii înțelepțește. Auziți ce au făcut ei. Din la versetul 20 citim. Păstorii din Gerar s-au certat însă cu păstorii lui Isaac zicând, apa este a noastră. Și au pus fântânii numele Isec, pentru că se certaseră cu el. Apoi au săpat o altă fântână, pentru care iarăși a făcut gâlceavă. De aceea au numit-o Sidna, pe una cearță, pe cealaltă gâlceavă. Pe urmă, s-a mutat de acolo și a săpat o altă fântână, pentru care nu s-au mai certat. Și a numit-o Rehobot, căci a zis el, Domnul ne-a făcut loc larg, ca să ne putem întinde în țară. Uneori trebuie să ne retragem ca și credincioși,
pentru a nu mai continua cearta și gâlceava. Și Domnul ne poate binecuvânta. Dar în situații de conflict, Domnul dă binecuvântare? Nu poate să dea. Păi îl contestă satana. S-a retras și a găsit o altă fântână. Acum, apa în Orientul Mijlociu este o problemă. Ar fi serviciul lor. Că dacă era apă, puteau să țină turme și era serviciu asigurat. Există posibilitatea uneori, aceasta poate chiar dus la extremă, să fie el marginea limită, când să fi nevoit poate să renunți la serviciu sau să schimbi serviciul sau să renunți la anumite proprietăți, cum au făcut ei, au renunțat la fântână. Unii spuneau că e lor pământul, altul că e lor apa. Și când colo amândoi erau Dumnezeu, nu? Au renunțat, dar Dumnezeu le-a dat altă izbândă. Există o regulă pe care o putem extrage din tot parcursul Bibliei. Când renunți pentru pace, când renunți ca să nu fie ceartă și scandal, Dumnezeu se îngrijește de tine și te binecuvintează. Dar dacă nu, vrând să te lupți, ai spune Iacov în Iacov 4, de unde vin luptele, certurile, pentru că vrei să aveți. Biblia spune și în 1 Corinteni 6, de ce mai bine nu suportați paguba? Pentru că în final tot nu va fi o pagubă, căci Dumnezeu rezolvă problema cu pagubile prin binecuvântare. Știți că asta i-a promis. Versetul următor, te voi binecuvânta. Doamne, dar am renunțat la fântână. Lasă că-ți dau altă fântână. Haideți să privim acum spre Isaac, ca și familist, pentru că noi în mod special despre familii vorbim, dar unele lucruri ne privesc individual. Privit ca familie, să ne uităm mai întâi la căsătoria lui. Și un prim lucru, la călăuzirea sa în căsătorie. Părinții se întreabă când băiatul spune, uite, vreau fata asta sau fata invers. Măi, să accept, să n-accept, poate și așa face, nu faci, este bine, nu va fi bine. Dar tinerii, nu? Cum spune poezia, cine în lume nu-și dorește nunta lui frumoasă? Cine oare dintre tineri nu vrea o mireasă? Și se întreabă, va fi bine, nu va fi bine? Să fie aceasta, să fie acesta? Să urmăriți numai puțin ce călăuzire a avut Isaac. A fost trimis un înger înaintea lui Eleazar. Nu știu, m-am gândit, o fi fost un înger special? Sau sunt anumiți îngeri care se ocupă numai cu căsătoria? Știu eu, posibil, da? În Geneza 24, cu 7 scrie așa. Domnul Dumnezeu cerului, asta s-audă toți tinerii, care m-a scos din casa tatălui meu și din patria mea și care mi-a vorbit, mi-a jurat zicând, seminție tale voi da țara aceasta, Domnul acesta Dumnezeu va trimite pe îngerul său înaintea ta și de acolo vei lua o nevastă fiului meu. Se pare că atunci când merea pe ții, trebuie să mergi pe urmele unui înger. Și a fost aici o călăuzire, scrie în 24 cu 48, declară Eleazar. Apoi am plecat capul, m-am aruncat cu fața la pământ, înaintea Domnului și am binecuvântat pe Domnul Dumnezeu, stăpânul meu, Avram, care m-a călăuzit. Și încă o dovadă a călăuzirii, întorcând pagina, pe când se întorcea, deci Eleazar mergând încolo a dat de ea exact în cale și pe când se întorcea înapoi, spune versetul 63, într-o seară, când Isaac ieși să cugete în taină pe câmp, a ridicat ochii și iacă pe Rebeca. Parcă și el a fost călăuzit să iasă în cale. A fost călăuzit în drum și încolo, în drum și încoace. Cum am putea să fim așa de bine călăuziți? Că spune Biblia despre fecioara asta că nu mai pezise nimeni până atunci. Sunt trei elemente care ne ajută la călăuzirea noastră în privința căsătoriei. Primul dintre ele, versetul 3 de aici. În dreptul lor a fost poruncile lui Avram. Și noi am putea spune poruncile lui Dumnezeu. 24 cu 3. Și te voi pune să juri pe Domnul Dumnezeu cerului și pământului că nu vei lua fiului meu o nevastă dintre fetele cananiților în mijlocul cărora locuiesc. Apoi versetul 6. Să nu care cumva să duci pe fiul meu acolo. I-a dat niște îndrumări stricte. Dacă îi spunea la Eleazar, Eleazar, uite, pleacă încotro vrei și adu-o nevastă. Păi în primul rând era o poveste întreagă și N ipoteze încotro s-o apuce. Dar Avram i-a dat niște porunci. La fel ne dă și Dumnezeu nouă niște porunci. Și i-a dat și lui Israel să nu ții fată din afară, să nu care cumva să modifice aceste reguli. Călăuzirea este în primul rând prin porunci. Și spune versetul 9,
Robul și-a pus mâna sub coasa stăpânului său Avram și a jurat care să păzească aceste lucruri. Dacă vrei să ai călăuzire în căsătorie, jură că ai să asculți ce spune Dumnezeu și te învață părinții după Scripturi. În sensul să-ți iei un angajament, asta înseamnă să juri. Ia-ți un angajament că nu o să discuți cu niciun băiat de afară dacă vrei să ai călăuzire. Ia-ți un angajament că și cu fetele de afară nu discuți și că vrei în căsătoria ta să ai ca scop țara Canaanului, mântuirea și numai lucruri bune. Ia-ți un angajament ca să respecti poruncile lui Avram. Și asta va fi un prim pas în călăuzire. În al doilea, rugăciunea. Citim în 24:12. Eleazar s-a pus pe rugăciune. Ar fi ieftin așa, nu? Dacă s-ar ruga alții pentru noi, nu? Dar nu știu dacă aveți fiecare câte un Eleazar să se roage pentru dumneavoastră, să aveți călăuzire. Vă rugați dumneavoastră. Doamne Dumnezeu, stăpânul meu Avram, te rog, dă-mi izbând astăzi și îndură-te de stăpânul meu Avram. A pus un semn în rugăciunea sa și puțin mai târziu se roagă din nou, 26. Atunci omul a plecat capul, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului și a zis: binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu stăpânul meu Avram, care n-a părăsit îndurarea și credincioșia față de stăpânul meu și m-a îndreptat în casa fraților stăpânului meu. Apoi, versetul 52. Când a auzit robul lui Avram cuvintele lor, s-a aruncat cu fața la pământ înaintea Domnului. Trei rugăciuni sunt scrise numai aici. Da, să fie rugat mai mult, nu? Rugăciunea este un element hotărător în călăuzire. Roagă-te mult. Roagă-te mult și ține la porunci. Și în al treilea rând, este totuși nevoie de o socoteală, de o evaluare. Citim în versetele 66-67. Isaac nu mai a adus-o și gata. Băi, dacă Eleazar e băiat bun sau e un bărbat credincios, dacă el o a adus-o, trebuie să fie bună, măi. Ca și cum am spune noi, dacă așa a fost vreun cuvânt oarecare, sau dacă v-a zis un frate, frații spun că doar nu-și permis să jignească. Ce zici, frate, bun băiatul cu tare? Sau e bună fata cu tare? E băiat credincios, dar ce să spui? Că e rău să nu se căsătorească? Nu poți să te bași în probleme de genul ăsta. Dar Isaac spune aici, roba este oresirul lui Isaac, toate lucrurile pe care le-a făcut, ia spune mie cum s-a derulat. Spune și asta, și asta, și asta, și a făcut socotelele. Isaac a dus pe Rebeca în cortul mamei sale. Numai după ce a discutat cu Eleazar a dus-o, după ce s-a încredințat și a făcut socoteala, și de-abia în final au intrat în căsătorie. Și a zis, ce spune vestul următor, a fost nevasta lui și el a iubit-o. Mai spun câte unii, păi ce, din capăt au fost probleme între noi. Păi ce, din capăt nu ne-am iubit. Păi atunci, unde-i capătul? Păi atunci nu începem niciun capăt. Ascultăm, istorisim, ne mai rugăm odată, mai citim poruncile odată. Eu am spus odată la un logodnă, mi se pare, nu erau căsătoriți civil. Încă nu-i târziu să vă despărțiți dacă ceva nu vin clar. Eu zic că mai bine trimitea acum pe Eleazar cu ea înapoi decât să nu o iubească. Mai bine acum îl trimitea înapoi, acum știi drumul, am pierdut zestrea și gata. Dar când a luat-o în căsnicie, spune Biblia, a iubit-o și astfel a fost mângâiat Isaac. Cum credeți că a fost mângâiat? Doar că a iubit-o el sau că l-a mângâiat Rebeca? A fost pentru el o mângâiere, nu? El a iubit-o și ea de partea ei i-a oferit mângâiere la Isaac. Acum căsătoriți, începând frumos, cu iubire, cu mângâiere, să privim la viața lor de familie. În general, viața lor de familie a decurs foarte frumos, numai că uneori Isaac s-a mai jucat cu Rebeca, spune aici, și la propriu și la figurat, 26:8. A văzut pe Isaac jucându-se cu nevastă sa Rebeca. Dar uneori s-a jucat și așa, e sora mea, e nevasta mea, știi? Nu i-a spus ei ce faci. A mai dus așa o viață jucăușă puțin. Nu au fost suficient de fideli, doar cu mici paranteze. Doar joacă i-am putea spune. A împrumutat de la tatăl său greșeala să spună că sora sa nu este nevasta sa. Așa spunea aici în versetul 7. Este sora mea. Căci era frică să spună că este nevasta sa ca să nu-l omoară oamenii pentru că Rebeca era frumoasă. După căsnicia lor, citim în capitolul 25 că a venit încercarea, încercarea credinței. Și a venit ca la tatăl său, 25:21. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevasta sa căci era stearpă și Domnul a ascultat. Nevasta Rebeca a rămas însărcinată. Încercarea asta a avut cel puțin două puncte critice. 1. N-avem copii. Cum ne promite Dumnezeu țara? Și 2. Băi, Rebeca e stearpă. Dacă nu ea trebuia să fie nevasta mea, trebuia să ia una care naște, nu una stearpă.
încercarea putea să fie și în dreptul de a se îndoi el față de Domnul? Păi cum, mi-a promis Domnul și nu se întâmplă nimic? Și în dreptul nevoastră. Dar cum a rezolvat problema? S-a rugat Domnului. Cu rugăciune se rezolvă cel mai mult încercările și problemele acestea. S-a rugat Domnului și Domnul a ascultat și a rămas însărcinat. A avut și un aspect negativ, citim aici în 25-28, Isaac iubea pe Esau, deci a început diferența asta, și apoi în 27-5, când a vrut Isaac să-l binecuvinteze pe Esau, auzi ce spune aici. Rebeca a ascultat ce spunea Isaac fiului său Esau. Deci nu s-a înțeles cu nevasta ce vrea să facă. Ea, probabil așa, din bucătărie și a spus, el era dincolo în sufragerie, trag cu ureche, ce bărbat. Ia uite ce vrea să facă. N-au comunicat aici de nota 10. Deja ea avea ședință de comitet cu Iacov la bucătărie și el dincolo cu Esau, altă ședință. Și uite, asta a început să se lățească, povestea asta. Mai târziu s-a remediat lucrurile. Pentru că citim, întorcând pagina, în 27:4-6, au văzut ei că nu-i bine, nu dă bine așa socoteala, că se face dezbinare, copiii sunt dezbinați, ei sunt dezbinați. Rebeca a zis lui Isaac, m-am scârbit de viață din pricina fetelor lui Het, dacă Iacov își va lua asemenea nevastă, la ce mai este bună viața? Și atunci Isaac a chemat pe Iacov. Iată cum au rezolvat problemele, punând lucrurile la modul cel mai sincer. Uite, nu-i bine așa. Și într-adevăr, le-au remediat și lucrurile s-au schimbat. Ca și tată, iară, una caldă, una rece. Pentru că relațiile între soț și soție au un efect asupra relațiilor dintre părinți și copii. Ca și aspect slab, a fost acel favoritism, 25:28. Isaac iubea pe Esau. Și nevastă n-a fost nici cea mai prejos. Dacă ție ăsta ți mai drag, numai bine și mie mi-e drag ălalt. Și fiecare avea motivele sale, nu? Mie mi-aduce vânat, aveau două bucătării, nu știu exact. Dar se pare că și Esau era cu aragazul său, frigea separat. Lucruri care deloc nu sunt bune. Patru oameni cu două bucătării și unde-s mai mulți trebuie numai una. Dar ei au început să se separe, să aplice aceste favoritisme și pornind de aici, Isaac și-a pierdut călăuzirea. Spune Biblia, darurile sucesc ochii, mintea celor drepți și ochii celor care văd. Și-a pierdut călăuzirea. Oare nu cumva avem unii copii pe care îi ținem așa pe palme, defavorizând pe alții și o să ne pierdem călăuzirea? Mai poți să judești drept pe care din doi Domnul îi alege când numai unul ți-e drag și celălalt nu ți-e drag? Păi, dovadă clară, Isaac n-a mai putut judeca drept. Și-a trebuit Dumnezeu să recurgă la mijloace mecanice, cu forța. A fost și aspectul bun, frumos, din partea sa ca tată, pentru că le-a transmis învățătura. În 26:25 știm că atunci când Isaac a zidit un altar, erau și copiii cu el, bineînțeles. S-a desfășurat viața lui spirituală sub văzul copiilor săi, ca să le imprime lucrul acesta. Și în mod special îmi place cum și-a învățat copiii, n-a discutat el suficient cu ei, pe sau nu-l prea mustra. Esau spune Biblia în 28:8 că a înțeles că nu-i plăceau fetele acestea tatălui său, dar nu i-a spus pe față. Dar în 28 citim cum s-a învățat copiii. 28:1. Isaac a chemat pe Iacov, l-a binecuvântat și a dat porunca aceasta. Să nu-ți iei nevastă dintre fetele lui Canaan. Scoală-te, du-te la Padan Aram, în casa lui Betuel, tatăl mamei tale, și ia-ți de acolo o nevastă, dintre fetele lui Laban, fratele mamei tale. Și acum îi spune făgăduința Canaanului. Dumnezeu cel atotputernic să te binecuvinteze și să te facă să crești, să te înmulțesc, ca să ajungi o ceată de noroade. Să-ți dea binecuvântarea lui Avram, ție și seminție tale cu tine, ca să stăpânești țara în care locuiești ca străin și pe care a dat-o lui Avram. Această educație bună a copiilor, adevărată, eu știu, copiii noștri sunt mai mici, dar oricum, citim aceasta din Scripturi, nu o spunem din experiența noastră, ci din experiența lui Isaac. Normal că am vrea ca toți copiii să ne fie în biserică, nu? Pe sau poți să-l bagi în biserică? A vrut să-l bage pe sau în biserică, numai că nu s-a putut, că s-a împiedicat și a intrat la primul pe ușă. De-abia acum Isaac realizează și spune, Iacov, pentru tine totuși este țara aceasta. Pentru Esau nu era, lui a dat Dumnezeu muntele Seir. Până aici despre Isaac. Să privim acum pentru puțin și la Rebeca. Bănuiesc că surorile așteaptă să vedem
cum se comportă această femeie deosebită. Să o privim și pe ea în două postaze. Mai întâi fecioara Rebeca și apoi femeia Rebeca. Oricum, putem să-i spunem fără să greșim fecioara Rebeca, pentru că în 24 cu 16 scrie așa. Fata era foarte frumoasă, era fecioară și niciun bărbat n-a avut legături cu ea. În primul rând, Rebeca a fost o fată dintr-o familie bună, dintr-o familie despre care citim următoarele. 24 cu 25, i-a zis mai departe, avem paie și nutresc din belșug și este și loc de găzduit peste noapte la noi. Apoi, versetul 31, a venit frate său, nu doar că ea era așa o fată deosebită, și a zis, vină binecuvântatul Domnului, ci limba spirituală la ei acasă. Pentru ce stai afară? Am pregătit casa și am pregătit un loc pentru cămile. Omul a intrat în casă, la bani a pus de scarce cămilele, a dat paie și nutresc cămilor, a adus apă pentru spălat picioarele omului aceluia și ale oamenilor care erau cu el. Apoi i-a dat să mănânce. Ce familie bună! Cu copii care știu să invite oamenii, să îi ajute, să-i primească. Rebeca a crescut într-o familie deosebită. Și faptul acesta și-a pus amprenta în viața ei. Apoi, în 24 cu 28 scrie așa. Fata a alergat, s-a istorisit mamei sale cele întâmplate. O fată mare să meargă să spună tot ce s-a întâmplat la mama sa. Poate unii ori copii și mai mici, nu spun. Află părinții din alte surse de informație. E frumos și când mai numai o zi până să te căsătorești cum a avut Rebeca, să spui la mama tot ce se întâmplă. Dacă la mama nu-i spui, cui o să-i spui? Cine v-ar putea înțelege și iubi și asculta mai bine ca mama? Și părinții au respectat-o. Era o familie deosebită, familia Rebeci. Întorcând pagina, scrie în 57. Atunci i-au zis să chemăm și pe fată și să o întrebăm. Relațiile între ei, ea spunea tot la părinți, părinții o întrebau ce face. O familie primitoare de oaspeți, o familie care știa să vorbească frumos, un caracter ales care s-a dăltuit din familie. Iar celălalt aspect referitor la această fecioară este chiar caracterul ei, pe lângă mediul ei de familie. Citim în versetul 16 că fata era foarte frumoasă și măcar că era frumoasă, a știut să țină băieții la distanță. Ea s-a pogorât la izvor și a umplut vadra, s-a suit iarăși. Robul a alergat înainte ea și a zis, dă-mi, te rog, să beau puțină apă din vadra ta. Bea, domnul meu! Uite ce dărnicie, ce bunătate și ce politețe! Și s-a grăbit, era și harnic pe deasupra. Și-a plecat vadra de mână și a dat să bea. După ce i-a dat de băut, de s-a săturat, a zis, am să scot apă și pentru cămile tale până vorbea să te vor sătura. Zici că nici o slujnică nu face chiar așa. Mai trage puțin de timp și slujnica, nu? Asta repede, toată era treabă. Uite ce tânără, bună, harnică, toate calitățile le avea. Ce mai putea să mai avem de comentat? Când întâlnești o asemenea fată, îți vine doar ca la Eleazar să mai pici în genunchi să mulțumești Domnului, nu? Pentru asemenea călăuzire, dacă ești dintr-o familie bună de genul acesta. Acum sunt și excepții, am spus, și excepții pot fi și pe sens invers. Când cineva care nu se trage dintr-o familie bună, dar se lasă educat la biserică și în relația sa cu Dumnezeu și poate ieși ceva bun și din Galileea, încă un Hristos a ieșit. Și lor se părea că din Galileea nu poate ieși nimic bun. Se poate. Din orice familie, numai atunci trebuie privit puțin mai atent. Mai atent, riscul e mai mare. Dar se poate. Privind apoi la femeia Rebeca, a fost și ea ca și Isaac, în unele momente, o femeie cu o bună călăuzire. Au zis să chemăm și pe fată să o întrebăm. Dar chiar faptul că s-a dus și a avut așa pornire să dea apă cu găleata și la cămile. Asta e călăuzire. Se întâmplă uneori, merge câte un băiat la o fată, măcar că în general se comportă normal, dar atunci știu ce-i vine și nu vrea să audă de nimic. Ei, dacă nu el băiatul, e foarte bine să fie rege și din stant. Dar când este băiat, atunci e bine să ai deschidere și călăuzire. Și când a zis chemă și pe fată să o întrebă, mi-a spus, da, versetul 58. Vrei să te duci cu omul acesta? Da, vreau. Cu toată inima. A avut călăuzire fata asta, măi. Și mai târziu a avut călăuzire, ca femeie. A zis, băi, nu, în 27, nu-i bine ce spune Isaac ăsta? Spune aici, în 27 cu 6, a zis fiul său Iacov, iată, am auzit pe tată ce spune, adu-mi tu vânat, uite, facem așa și așa,
Acum nu mă refer la toată procedura, dar la faptul că ea a avut călăuzirea, că nu Esau trebuie să fie binecuvântatul, ci Iacov. Ea a avut călăuzirea. Isaac n-a avut-o atunci, avea orb. Dar Rebeca a avut călăuzire că Iacov trebuie să primească binecuvântarea din partea Domnului. Apoi apar și în viața ei unele mici greșeli. La nuntă, unii predicatori spun că ei și că alții nu s-au certat niciodată cu soții, deci că n-au probleme. Alții vin și se situează undeva la polul opus și spun, nu se poate familie fără probleme. Eu vă spun că adevărul undeva pe la mijloc. Într-adevăr, se poate toată viața fără certuri, dar uneori opiniile sunt diferite. Dacă sunt tratate credincios și bine, păi toată viața nu te cerți. A fost unele momente între Isaac și Rebeca când n-au văzut la fel. S-au certat? Ei, n-a procedat ea Rebeca cum trebuie. Poate dacă atunci mergea la Isaac, când era ăsta Iacov după iezi, Esau la pădure, spune, măi, copiii nu-s pe acasă, hai să ne înțelegem. Uite, mă amână, te rog, binecuvântarea, vezi, ce trebuie făcut? Dar faptul că nu există înțelegere uneori, lucrurile se strâc. N-a fost această comunicare între ei. Se zici că n-avea voie să întâlnească, ca Ahaz, miros cu Estera. Putea să spună Rebeca, dar nu m-a chemat Isaac de 30 de zile. Și se întâmplă unde era așa prin familie. Ce? L-am vorbit 2-3 zile. Păi nu ne-am înțeles despre asta. Dar ce ați făcut? Păi trebuie înțelegere. Unii oameni politici în vremea noastră să reușească în câte o treabă, lungesc la tratative și stau acolo 20 de oameni să se înțeleagă. Și noi într-o familie, locuind acolo, nu stăm să ne înțelegem. Lipsa de înțelegere duce la dezbinare și la ceartă. Uite că uneori amândoi în aceeași casă, nu toți văd la așa. Și de-aia trebuie înțelegere, pentru că călăuzirea nu e suficientă uneori. Nu suntem suficient de acordați la voia lui Dumnezeu. Și în momente ca acestea trebuie înțelegere, a lăsa unul după altul și ajunge în final la ceva bun. Spuneam acel verset 27 cu 46, Rebeca a zis lui Isaac, ia început discuția. Nu știu exact, sunt unii mai închiși. El nu se cere de iertare și nu începe discuția? Și dacă trăiește cât ăia din prima generație, 900 de ani. Dar care sunteți mai buni de a da startul? Rebeca, du-te la Isaac și spune, Isaac, nu cred că e bine așa. Sau dacă dumneata ai stilul Rebecii, du-te dumneata dincolo. De regulă, în familie, unul trebuie să înceapă. Nu la ceartă, la cele bune. Ca să se ajungă iar să fie bine în final. Așa. Haideți să ne reamintim despre ei. Poate unii au sosit și mai târziu. Isaac a fost omul bine educat și cu experiență. Când s-a căsătorit, a avut aceste două. După căsătorie, Dumnezeu s-a descoperit lui personal, a încheiat legământ cu el și mai târziu, după un timp, i s-a descoperit din nou. Isaac, eu sunt în cer, tu pe pământ, fii atent, mergem împreună. Cât privește relațiile cu oamenii, ca oricare, cum a spus Domnul Iisus, în lume veți avea necazuri, n-am venit să aduc pace. Oamenii încep scandalul de la abuții, de la faptul că suntem pocăiți. Uneori trebuie să cedăm. Trăiți în pace cu toți oamenii și uneori cedăm. Și Domnul ne face loc larg puțin mai încolo. Altă fântână. În momentele de criză Dumnezeu intervine și ne dă lumină. Cât privește viața sa de familie, ce-i foarte frumos la Isaac, călăuzirea sa. Prima fată a fost a lui. La Rebeca, la fel. Călăuzirea se dobândește prin ascultarea de porunci și prin rugăciune. Și în final faci socoteala. Mersul evenimentelor te ajută, dar nu trebuie să fii hotărător. Nu, Isaac a ascultat toată povestea și de-abia apoi și-a făcut socoteala, a primit pe Rebeca în cortul lui și a iubit-o. Și ea l-a mângâiat. Nu uitați să o faceți și să nu uităm nici noi. Cât privește raporturile sale cu Rebeca după căsătorie, ele au fost bune. Dar uneori, asta e aspectul lor negativ. S-au jucat așa. E Rebeca, nu-i Rebeca. E Esau, nu-i Iacov. Dar în final, s-au înțeles. Ne-au avut doar așa o acoladă în viața lor, o mică paranteză. Ca și tată, până la un moment dat, a mers pe o idee falsă. Și tare bine ar fi, așa ca și părinți, până la un moment dat, susținut o idee greșită, să o abandonăm.
Și în mod special să nu introducem în biserică pe Esau, că e curvar și lumescu. Locul în biserică e pentru Iacov. Iar cât în ce privește Rebeca, ca fecioară, a crescut într-o familie bună, dar apoi a avut un caracter ales. A avut o bună călăuzire și când în viața de familie s-au evit problemele, ea s-a dus la Isaac și a spus, Isaac, nu e bine așa, hai să o punem la loc. Și a fost bine în final. A ajuns să se bucure. Dacă nu, ar fi fost rău. Câte un gând despre fiecare din acești membri a acestei familii. Isaac, citim în 31:53, vă spuneam că a fost omul care a preluat credința de la Avram și a transmis-o mai departe. De așa ceva avem nevoie noi. N-a fost un mare om al lui Dumnezeu să facă mari semne. A fost un credincios obișnuit. Dar un credincios care se teme de Domnul ajunge un mare credincios. Și scrie aici, în 31:53, Iacov a jurat pe acela de care se temea Isaac. Frica de Domnul e începutul înțelepciunii. Toți ce o păzesc au o minte sănătoasă. Și a transmis-o fiului său. S-a temut de Domnul. A slujit, așa, nu la o cotă nu știu cât de înaltă. Poate unii dintre dumneavoastră aveți părinți proroși sau știu eu ce oameni aparte lui Dumnezeu și nu o să sunteți, nu știu, oameni modești, normal. E suficient și atât. Numai să păstrăm credința. Și poate copiii noștri iară vor fi niște oameni aparte, cum a fost Israel, Iacov. Dar Isaac, ce a primit de la Avram, a predat cu ultimul ac tot inventarul la Iacov. Trist e când se pierde pe drum și nu păstrăm credința, când nu ne temem de Domnul și nu avem ce transmite generației următoare. Acesta a fost Isaac, un om credincios. Și a devenit elementul de legătură Dumnezeului Avram, a lui Isaac care transmite credința și a lui Iacov care o amplifică. Cât privește Rebeca, a fost femeia și fata inițial care a trăit prin toate stările vieții prin care treceți dumneavoastră. Ca față când să te căsătorești, să pleci dintr-un loc într-altul, să n-ai copii, când îți copii și ești în sarcină să ai probleme, să mergi să întrebi pe Domnul, oare cum e așa, de ce e așa, copiii unul într-un fel și unul într-altul, să ai probleme, dar în final a rămas aproape de Dumnezeu, prin toate problemele vieții. Parcă descrie așa toată viața unei femei această Rebeca, din copilărie și până la mormânt. Iar cât privește Esau, este tânărul care se leapă de credință. Vă spuneam că Isaac este omul care duce credința mai departe. Esau e omul care a spus, scrie Biblia aici în 25:32, iată-mă, sunt pe moarte. Ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Este copilul născut în familie de credincioși care nu mai vrea credință. Poate vă întrebați, dar Dumnezeu cum este drept? Acestea au fost credincioși, de ce le-a dat așa un copil bun și unul rău? Aici a fost un model, cum că unii vor sluji Domnului și alții se leapădă. Însă și copiii noștri, Dumnezeu nu-i va forța să-i mântuiască, nici noi ca părinți în final nu-i putem forța. Îi silim, dar ne putem forța. Și sunt unii și asistăm acum la acea vreme a lepădării de credință. Când tinerii ajung la maturitate, nu mai văd niciun rost în dreptul de întâi născut. Însă Iacov, așa cum a fost el, mai hoț, mai mincinos, dar nu s-a lăsat de biserică. O stat și-a lungat, dar după aia a venit s-a pocăit și într-o noapte s-a pocăit de tot. În Iacov văd păcătosul mântuit. Așa cum a fost el, dar nu s-a lăsat. Ei, nici Dumnezeu nu l-a lăsat așa. Gata, Iacov, tu ești binecuvântat și de acum e sau s-a dus. Acum, cum ești, așa ești. No, l-a scuturat Dumnezeu până l-a schiopat de un picior și l-a făcut să-și plătească zeciuiala la zi. Și-a încheiat conturile cu el așa frumos, l-a pus la punct. Când intră cineva pe mâna lui Dumnezeu, ca și când intră câte un elev pe mână la și învățătoare, numai să fie o învățătoare bună. Când termină a patra și că a terminat a șasa. Și când i-a dat drumul, iese ceva, dar din mâna Domnului. Să ne apuce Domnul mâna sa, numai să fim cu minții. Să nu dea cu noi de pământ, să stăm cu minți pe genunchi. Și în picioare, și înaintea Domnului, frumos, să ajute Domnul familiile noastre să păstrăm credința. Să avem, dacă mai ține lumea, ce să lăsăm la ea în mileniu 3. Să nu spună, în anii 40-50, a fost de nota 10. Dar acum nu ne-au mai dat nimic. Ce am primit, să dăm mai departe.
ce avem să păstrăm și Domnul să ne ajute. Amin. Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Iosif Anca.